Îmi pare rău că a trebuit să șterg acest video de pe YouTube în care mi-ați lăsat comentarii foarte frumoase. O să-l repostez chiar acum. Am primit copyright, de asta l-am șters. Am primit din cauza că se auzeau rugăciunile de acolo din templu. Hello, eu sunt Cristina. Bine v-am găsit sau regăsit într-un nou filmuleț. Este octombrie, suntem în India și astăzi vrem să mergem la templul din satul unde locuim noi, unde locuiesc părinții noștri. Mergem împreună cu mama, o nepoată de-a noastră, Darius, care este cameramanul, soțul meu, Egam și eu. Aceste două temple se află foarte aproape de unde locuim noi, chiar se vede de la noi de acasă, din balcon. După ce ne întoarcem înapoi acasă, o să mergem într-un alt oraș, la un alt templu, împreună cu această nepoată, mama ei, adică sora soțului meu, eu, Egam, Darius, soțul meu și șoferul. Darius, their history have one thousand years? Wow. Acest copac care este aici în templu are 1000 de ani. Suntem în cel de al doilea templu. În primul templu nu am mai filmat, dar o să vedeți într-un alt filmuleț pentru că o să mai mergem înainte de a ne întoarce acasă în Germania. Și iată, ne ajungi deja la templul care se află aici într-un oraș în apropiere. Cineva m-a întrebat în acest filmuleț, cel pe care l-am șters, dacă eu am îmbrăcat aici un sari. Nu, nu este sari, este o rochie. Și mama a întrebat de ce bărbații își acoperă capul. Își acoperă capul și bărbații și femeile și acesta este un semn de respect. În plus, fiecare persoană trebuie să se descalțe la intrare în templu. Am intrat în templu, ne-am rugat, am lăsat și ceva bănuți, iar la întoarcere, cine vrea, primește și ceva de mâncare. Eu nu am mâncat, dar am gustat, mâncarea este destul de bună și vreau să vă spun că aici, la acest templu, se servește mâncarea 24 de ore din 24. Primești mâncare gratis, non-stop. Mi se pare foarte interesantă chestia asta pentru că sunt atâția oameni în această lume care nu au ce să mănânce și dacă ar fi peste tot așa ceva cum este aici în India, în Punjab, ar fi super. What name have this temple? What name have this temple? Dwara Rada Sahib Ji. Okay. Dwara Rada Sahib Ji. Acolo este Darius și șoferul. Iar aici sora soțului meu și nepoata. Vreau să vă mai spun că de la poarta acestui templu, acolo unde ne-am lăsat încălțămintea, și până la intrarea în acest templu este ceva drum de parcurs, așa că am fost desculți, frigea foarte tare, ne ardeau tălpile, încercam să pășim mai mult pe culoarea albă pentru că era puțin mai răcoros decât pe culoarea neagră. Egam nici nu a putut merge pe jos pentru că a spus că o frige, așa că a stat mai mult la papa în brațe. Nu
Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, să dați o distribuire și să vă abonați dacă nu sunteți abonați încă. Vă mulțumesc pentru vizionare și pe curând. Bye bye!